cererea tot mai mare de absolvenți unor specializări inginerești, dar și a unor adiacente, pe piața muncii se reflectă și în creșterea numărului de locuri bugetate alocate Universității Politehnica Timișoara pentru admiterea la ciclul de studii de licență în anul universitar 2024-2025, având în vedere solicitările de pe piața muncii, UPT a suplimentarea numărului de locuri la toate facultățile. Începând cu data de 1 iunie a fost demarată și preînscrierea candidaților la concursul de admitere, care se face online folosind aplicația Enroll disponibilă pe pagina web dedicată admiterii. Candidații sunt încurajați să-și creeze conturi pe platforma Enrol până la data de 10 iulie, cei care se preînscriu în această perioadă urmând să beneficieze de o reducere a taxei de înscriere de la 150 de lei la 100 de lei pentru înscrierea la maxim două secțiuni de curs. Ulterior, pentru a se înscrie în concurs, candidații au obligativitatea de a încărca în contul creat pe platforma Enrol o copie a diplomei de bacalaureat și de a completa fișa de înscriere cu media obținută la bacalaureat. Și în acest an vor exista locuri speciale de admitere de Dedicate absolvenților din mediul rural, absolvenților proveniți din centre de plasament, absolvenți cu cerințe educaționale speciale, absolvenți de etnie romă, locuri speciale alocate Serviciului Român de Informații, locuri alocate sportivilor de performanță. De asemenea, elevii care au obținut premii la etapele naționale sau internaționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare pot fi admiși fără a susține concursul de admitere.